este una dintre cele mai bune voci din rocul românesc și cu siguranță un artist foarte iubit de public. Numele Leo Iorga este un brand, reprezintă muzica bună, rocul aristocrat, așa cum spune el. Leo, suntem din aceeași generație și pot spune că tinerețea mea înseamnă costinești, înseamnă concertele la care te ascultam cântând împreună cu Compact Mai Pentru întâi cu Cargo la că, și, la tot la Întâi costumbe. cu Cargo da, da, Eu știu, noi știm Că tu ai lansat brigadierii și povestirile din gara Da, și erată Și erată Dar cea mai mare parte a publicului Te percepe ca pe front menul da. Trupei Compact Din perioada aceea de din aur Cum a aceea, zis da. Moțu Pitiș da. Cu siguranță în toți acești ani, pe tot parcursul carierei tale, dincolo de faptul că ai lansat foarte multe piese care au devenit hituri, ai adunat și foarte multe amintiri. Da. Și îți propun să răsfoim împreună albumul tău cu amintiri, cu amintiri muzicale și nu numai. Și sigur că ne trebuie niște fotografii. Fotografii pe care noi le-am pregătit pentru tine și am să te rog, pe măsură ce ți le voi arăta, să îmi spui de ce ți aduci aminte, dacă s-a întâmplat ceva deosebit atunci, poate să fie orice pă, întâmplare haioasă. Tot mă ce, faci curios. Tot ce Oricum trebuie vintești. să, trebuie să spun, apropo că tu ai părul mai lung decât <laughs> eu, că este prima filmare, așa, fără să am bască, și alte chestii cu părul natural crescut. Tot natural crescut. Da, da, deci nu e nenatural. Da. Așa. De-abia aștept să le văd, pentru că... Am să-ți arăt două dintre -ar putea ele. S-ar să nu le am nici eu. Cu siguranță, Unele nu, le ai. Ele. Cu siguranță nu le ai. <laughs> două dintre ele sunt din același concert. Mamă! Asta-i una și asta-i a doua din Trebuie 92. din 92. Din 92. 92. Uh, bine acum Mai precis nu știu ce să zic unde e, nici n-am ochelari la mine, dar după cum arată este un teatru de vară. Da. Este un teatru de vară după scaunele și asta după... cred că este repetiția dinainte, probe de sunet, ceva de genul ăsta, pentru că uh, aici se văd scaunele și arată teatru de vară de undeva de la mare. De la Costinești. Sau de la Mamaia. Sau de la Neptun. Una <laughs> sau, de la Venus, că sunt da, da, da. Acum, sincer să fiu, e posibil să fie în concert, pentru că la probe de sunet... Uh, Era o ziua? Ce Probele nume? de sunet? Era ziua și în al doilea rând nu-mi sacrificam pantaloni cei prețioși, Așa. care se găseau cu greu. Astfel, încât să mă și favorizeze, pentru că deja luasem niște proporții, te-au fiertat la fel. Noi chiar gândisem un fel de, nu uniformă, dar o ținută de scenă de rock mai modernizată. Deși, sincer, la un moment dat eram foarte coțche. Eram cu blazere, cu pantaloni din America, adus uh -huh, uh -huh. mari sacrificii de tatăl lui Vladic chiar. Uh -huh. El avea turneie uh -huh. pe America, în America. Vladic Nezevici. Vladic Nezevici, da. Chiar am avut o întâlnire foarte plăcută la ziua ardenilor din București și sugerez tuturor provincialilor care stau în București să-și facă asemenea evenimente. Ne-am întâlnit de la oameni politici la artiști, oameni de presă și a fost foarte mișto. Ne-am adus aminte de vremurile astea. Povestește-mi cum făceați rost de haine, că zici că erau destul Poi, de, era destul de greu de procurat. În primul rând, furnizorii, în ghilimele, erau fie Germania, adică prin Adrian Ordean, el fiind sibian, na, avea prieteni și eu chiar fiind, dar aveam, dar cele mai multe le aducea pentru mine cel puțin tatăl lui Vladi, Laza Cnejevici. Sau uh, se întâmpla un alt fenomen să, să fie Vladi, să, să, să îngrașe și să-mi lase mie moștenirea hainele. Aici chiar dar, te filmează cineva? În cazul acesta. Da, probabil că e unul dintr-o serie, nu știu dacă e la cu o ce celebră firmă de țigări. Nu, nu e, nu. Ăla nu e ala pentru că eram rânduiți. Da. că am fost și 92. Uh, da, știu Dar eu, ce eu sincer să vă spun, atât de multă activitate în concertistic aveam în și atât de mare, pentru că a fost anul în plin lucram. Practic, una peste alta... Probabil că se știe sau presa știe că au fost niște disensiuni legate de faptul că am făcut parte din acest grup. Unii au zis că n-am dreptul să spun acest lucru. Eu nu voi spune, spui tu, că am zis, dar așa trebuie să dai judecată o țară întreagă. Oricum lucrurile nu se opresc aici și asta e cert. Ceea ce vreau să spun este că aveam o activitate concertistică foarte vastă, deși banii, ba erau, ba nu erau, ba îi cheltuiam și aruncam pe temirce, în special pe haine și pe distracție. Aveam în schimb o stare de spirit deosebită și uh, intrasem la un moment dat într-o asemenea vrie a spectacolului, încât jucam fără să ne mai concentrăm la ceea ce avem de făcut, în mod... Uh, era mecanic lucrul ăsta. Singura concentrare era la participarea și implicarea publicului. De asta eu întotdeauna susținut că publicul e cel mai important membru al unei formații. Dacă nu reușești să-l... Acum fără nicio falsă modestie, dacă nu reușești să l determin, să-i transmiți vibrația ta și vibrația lui să rezoneze, poți să ai vocea oricum mai avea-o, e inutil. Deci, eventual, pentru snobi, pentru sportivii sau nu numai voce, au chitară, sunt chitariști care nu fac același lucru, deci nu transmit nicio stare. Deci studiază uh, asidu o viață întreagă și, în momentul în care, chiar dacă au, dete, uh, au, au ajuns la o performanță sportivă, uh -huh. sportul e sport, muzica e muzică. Și atunci uh, am văzut tendința asta la concursurile muzicale, de exemplu, de tot felul de sofisme muzicale și un actor dintr-un jur care e foarte simpatic, <laughs> chiar a zis, nu am venit aici la cu concurs de țipete, nici de urături, nici de nimic. N-am înțeles nicio notă. De, deci, muzica nu înseamnă neapărat o performanță de a cum te urci cum cobori, cum faci niște lucruri tehnice pe cu vocea. Ci înseamnă, în primul rând, o vibrație a inimii, a sufletului. Trecând prin ce am trecut eu, lasă în urmă trecutul, am, trebuie să mulțumesc că Psihoterapeutei mele, Adina Moraru, care este foarte bun specialist în domeniu, ea mi-a explicat, de fapt, la, am ajuns aproape la 50 de ani să-mi dau seama de realitate teribilă, adică modul în care lucrează și Universul și tu cu el, și lucrurile astea mi le-am regăsit în trecut, în, uh -huh. în aceste imagini pe care le văd, fără să fi știut de ele. Iar cel mai puternic exemplu. Este tot prin 92 92-92 când a fost uh, Challenge Day între București și Budapesta. Uh, practic, Challenge day consta în, într-un concurs. Care oraș dintre cele două adună, în stradă, prin diverse mijloace artistice, circ, elefanți, cât mai multă lume. Okay. A câștigat Bucureștiul și cu participarea compact de pe vremea aceea, uh -huh. ca să nu mai zică cineva că eu mă rog că nu, noi ne numim pact acum. Eu mă numesc Leo Iorga, mai precis. Și uh, am câștigat atunci Bucureștiul pentru că în fața noastră erau vreo 150 ceva de mii de oameni. Împrășteați în Piața Unirii pe toate străzile, bineînțeles, care cu bere în mână, care cu nu știu ce. Nici, nu, nici noi nu eram cruțați, a fost o, o atmosferă de înfrățire ca să învingem frumos o chestie frumoasă. Și atunci îți dai seama că o persoană nu poate înfrunta... Privirile a 150.000 de alte persoane. Deci, practic, trece o energie care nu vine de la un minuscul element în Univers, către mai multe minuscule elemente în Univers, ci pur și simplu se contopesc aceste chestii. Și atunci a început cu greu și bine sedimentat acest lucru concret că noi, Divinitatea, lucrează foarte, foarte simplu și bine. Și că Dumnezeu nu este absurd, ca să-l citesc pe părintele Arsene Papacioc și părintele Galeriu care susține același lucru. Deci, n a făcut oamenii ca să se distrugă. Și să revenim la scenă. A venit vremea să ne ocupăm da. și de muzică. Dar lucrurile astea îmi stănesc foarte frumos amintire, mai ales când văd cât de lung aveam părul, ca să nu zic că păi să rămânem nu în contează același... cât de lung am părul. Să rămânem în același registru, tot două fotografii, pentru că sunt tot din același concert. Am ajuns la perioada în care rocării se îmbrăcau în colanți. Asta este de ce vorbeam, despre ce vorbeam eu. Aici se vede o siglă la care mărturisesc că fiind templar, într am lucrat de-a lungul vieții, am avut foarte multe mezerii ciudate. Uh, Profesia post a fost de meteorolog, pentru că singura școală din țară era la Arad, cu o concurență foarte mare. Deci, promoția era un, una singură pentru întregul necesar de meteorologi operatori din România. Și atunci am, sunt și meteorolog, am făcut și Marină Militară. Colegii mei au fost ofițeri trei radiotelegrafici de punte. Am și unii care navigă și în ziua de azi, ei deja se pensionează, eu n-am pot să mă pensionez, că dintr-o meserie ca asta, Nu mai Dumnezeu te pensionează. Și atunci, ăștia sunt cei despre care ă, vorbeam mai devreme, că îi primeam din America, ăștia au fost vreo 600 de dolari uh -huh. pe vremea aia, iar la boxele cu miga Real Compact, apare sigla aici, miga Real Compact, am lucrat, pentru că a și tâmplărie, și eu personal. Era un, unul dintre primele proiecte îndrăznețe din România cu ajutorul lui, unui dom Beleanu, mare domn și la propriu și la figurat. <laughs> și cu ajutorul Corea s-a înființat și studio Omega Stereo Compact unde a lucrat ori de an, an de zile și prima instalație profesionistă de sunet. Eu am participat și la lipit, și la vopsit, și la tăiat, și la toate astea. Aveam un atelier acolo și la un moment dat, Uh, se pune problema unui festival, mi se pare că Mamaia sau Cerbul de Aur, unde trebuia să prezentăm toată instalația în toată splendoarea ei și nu erau gata boxele. Și trebuia să lucrăm uh, ca pe vremuri zi lumină și noapte întuneric. Deci, aici se vede și fiertate mi Ghia. Da. Aveam... Uh, să știți că nu întind un deget uh, nepotrivit. Aici așa s-a întâmplat. Deci nu, nu știu ce deget e aici. Nu, este de arătător, ele, da. e un arătător și aici avea și efecte pirotehnice. Mi amintesc perfect că într-unul dintre aceste concerte, nu știu dacă chiar aici în locația asta erau puțin mai empirice, eu mă ocup și de artificii, sunt pasionat de chestia asta, au fost cu mici defecțiuni de fabricație că ele așa erau puțin mai de o generație mai veche în anii aia. și mi-am prăjit pantaloni, adică s-au făcut niște Găurele în pantaloni, ca și cum mai arde cu țigara. Deci, oricine spune că artificiile sunt reci, așa ceva nu există. Există artificii care degajă mai puțin fum sau mai puțină zgură, dar rece nu are cum să fie, pentru că e o reacție de oxidare, de consum de oxigen. Și atunci, pantaloni, chiar pantalonii ăștia, am fost nevoiți să-i arunc de curând firma cu care colaborăm, Casa Producătoare. Mi-a propus să duc niște obiecte vestimentare, cam în genul celor găsite la marile rețele de rock și cafenele de specialitate. <laughs> și trebuie să mă uit foarte atent în garderobă, pentru că foarte mulți dintre pantaloni au fost prăjiți de aceste artificii. Uh, următoarea fotografie este tot cu colegii din Compact. De data asta, de atunci, Și Peter da? are. Este, e, cu părul e cu părul scurt? scurt da. da, da. Asta este din 95. Da. Este chiar înainte de plecarea mea. De... Eu am fost plecat din Compact, că asta e realitatea. Deci, practic, s-a revenit la formula de astăzi, să mă rog, de atunci, din 96, după ce am lansat albumul Compact 88-95. Uh -huh așa s-a luat decizia că eu nu mai sunt util și că o anulată formulă e mai bună. De 16 ani nu știu dacă s-a dovedit așa, dar mă rog, nu-i treaba mea. Important este că sunt alături de actualul meu coleg și te o să uite în altă parte, dar sunt convins că din cerul să uită și la ce se întâmplă cu numele fondat de el, care cred eu că trebuia în momentul ăsta să fie mult mai sus decât, dar mă rog, nu-i treaba mea. Noi ne facem treaba să fim pact by Leo Iorga și Adi Orden. am pus mâna pe microfon și... pe păi așa stau eu, uite, cu microfonul. Și... Voi tăia să nu trebuie. Dar uh, cel mai bun lucru este că observ aici că Ordan nu și-a schimbat foarte mult freza. Nu, no, nu. No. Numai culoarea frezei. <laughs> da? Și câteva kilograme în plus la mine și mai multă experiență. În mai Dumnezeu știe. Dar imaginea asta cu Teo, Tuns, eu nu mi-o Pur și simplu a rămas în memoria mea cu părul lung și cu coadă. E chiar interesantă, lung. Da, și aici chiar slăbi se văd. Uh -huh. să-mi eu proporție un pic. Dumnezeu că trebuie să mă ascund burta și alte obiecte alte părți ale corpului cu tricouri mai lungi. Da. să eu v-aș ruga să-mi dați și mie o, un duplicat de la ne pozele mai astea. Ne mai da. <laughs> Aici avem o fotografie de la recitalul tău, de la Mamaia, din 2001. Leonard Miron? Da. 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 E, ăsta vreau să zic că este un tricou, uh, bineînțeles, tot adus de tatălui. Care <laughs> uh, tare mult am ținut la tricou ăsta cu modele eu sunt extrem de pasionat de uh, și de turism de ăsta exotic și de obiecte aduse din diverse țări exotice, cum ar fi Peru, Africa, Asia. Nu știu de ce India nu mă atrage foarte tare. Poate am și motive. <laughs> dar uh, Gangele, dar am văzut și nu mi-a plăcut deloc, probabil că degajă și o chestie de asta pe care și oamenii o, o duc mai departe. Cultura lor, în schimb, știu că este foarte vastă. Să se revenim. Astea, acestea sunt motive uh, din uh, băștinașa autohtone din Statele Unite, adică indiene. Dar indienii ăia. Cu... Uh, da, El da, da. alți cu alte. Da. Și, sincer, nu... A, da, uite scările în spate. Deci asta e la Mamaia? Nu e la da. Costinești, sigur. Nu, nu, la Mamaia, în 2001. Eu avem un obicei... Când ai avut un recital. Da, Uh, singur? Singur, singur. Uh, ce vreau să zic este că în permanență aveam un stil de a intra în scenă, când eram cu trupa mă refer, până act bun în urmă, pentru că, după ce mi-a mai permis fizicul, deși deci ar trebui să îmi permite la vârsta asta, de a intra surprinzător. Deci nu intram niciodată pe scenă în văzul normal al scenei și ăștia să mă caute. Și nu eram Batman, <laughs> deci nici Batman, nici Batman. Dar, în permanență, luminiștii trebuie să ghicească. De regulă, ei cam intuiau cam unde aș avea uh, posibilitatea de a, de a urca, așa de coborând timpul cântării. Ori pe boxe, ori pe diverse uh, decoruri, dacă nu chiar pe uh, esplanadele din spatele uh, scenelor. La uh, Mamaia, mi se pare că aveam una, la Neptun aveam un coș. Uh, o nacelă cu scară, de urcat pe scară de pisică era ușor, că știam asta din marină, dar de coborât era mai greu. Pentru că trebuie să țin și microfonul, fapt la care nu mă gândeam când urcam. Și tamburina. Și tamburina nu, aia o lăsam, o lăsam deoparte când știam că am de urcat. Dar la coborâre nu mi-am dat seama că eu trebuie să cânt. Și atunci scările acelea de pisică înseamnă, sunt niște trepte verticale, fie din sfoară, din parâmă sau metal, sau nu contează, Verticale. Deci, practic, trebuie să te ții cu ambele mâini de suportul de urcare sau coborâre. Asta, uite, că nu știam că eram deja... Uh, 2007. Aici, să... 2007. Alt lucru, părul mai da. scurt. Urmează să ajung la lucrul ăsta. <laughs> Iarăși motive... Toată viața mea am avut această chemare. Acum nu scrie ceva pe mine, dar am venit de la servici. Da. Am fost la recuperare medicală, chiar vă invit la o clinică să vedeți de stat aici în Unia. Eu trebuie să mulțumesc unui domn mai lat, pentru că la Târgu Mureș am fost invitat acolo la o clinică de recuperare. Am avut niște probleme post-operatorii pe care trebuie să le recuperez. Iar acum, pentru că eu fac această pendulare datorită concertelor, pot să stau la Târgu Mureș, unde este un stil de recuperare și aici la București, m-a da ajutat Dumnezeu să găsesc un centru la Spitalul Sfântul Luca, uimitor. Deci, este un profesor universitar, Mircea Slavilă. Chiar o să vă invit, poate, să faceți poze cu mine la lucru. <laughs> Oricum o să le veți avea. La, la lucru la fizioterapie? La, la, fiziotera la uh, kinetoterapie uh -huh. și fizio, mai puțin, nu știam, dar se fac doar 10 zile de fizio, adică aplicări de stimulări, nu știu uh -huh. ce. Aici Iarăși uh, sunt modele tribale pe tricou Așa a fost să fie Realizez văzându-le Îți amintești de unde e? De la, de la ce concert? Uh, nu Foreign, Open, nu știu ce Nu știu de care asta, a, asta cred că eram deja la Pacifica Da, erai deja la Pacifica După, după să freză crezi cu Pacifica, da Da, după freză, pentru că am fost duși la un videoclip în Arad, pentru prima dată și singura dată când am apelat la un hair stylist. Este, este <laughs> foarte plăcut. Sincer, mă uit cum doamnele sau domnii, de ce nu, care apelează la asemenea specialiști, nu adorm pe scaun, <laughs> pentru că două ore a lucrat acolo un domn. Era un domn, dar talentat. Da. Un domn care avea niște gesturi frumoase de... În fine, dar era foarte talentat în meserie și atunci... Eu de mic copil aveam tendința să ațipesc când se lucrează cu părul, cu freza și, și dacă aud că se lucrează în zonă. Interesantă treabă. Și aici este chiar după filmarea videoclipului, de aia am recunoscut freza, pentru că eu purtam părul mai lung și a zis hai să schimbăm și lucru. Burta nu făcea parte din hairstyle. <laughs> da? <laughs> Tot cu pacifica, dar cu părul ceva mai lung în 2008 la tot două fotografii avem la Eurovision. Da. Da, da, recunosc că aici eram cu piesa lui Mihai Alexandru. Păi este și Mihai Alexandru Prea sunt cuvintele, sus. Da? da. Și bine aici sunt la un examen de laringo stomato estetică. Țin foarte mult, vedeți, toate sunt cu vulturi. Am avut la un moment dat un parpalac din Blugi, de la Teo Fiertat, Teo Peter, și am avut atâta răbdare, el avea un vultur pictat pe poala dreaptă a parpalacului de Blugi. Eu l-am împodobit cu paiete, paietuțe și alte decorațiuni. Veniseră și în București magazinele de specialitate pentru doamne și domnișoare care vor să facă artizanat. Și am stat vreo două luni să le cos. Mi-am făcut această atâr acest catâr. În fine, semăna acest vultur, de fapt este o emblemă pe care eu mă doream de mic să numele acesta de Iorga să aibă, o, așa, o, luându-ne după regalitate, să aibă un blazon. Și am sculptat un asemenea blazon, care este chiar lam, nefinisat, dar e tot în ideea vulturului. Era folosit de marile case regale europene, cu un vultul străpuns de o săgeată. Și nu înțelegeam ce înseamnă să chestia asta, dar eu l-am ascultat. Aici văd că îmi stă chiar bine. Da, ești, foarte poate... ești foarte elegant în fotografia da, asta. Așa hotărâsem și am apelat la un creator de modă, o doamnă, crea domnișoară creatoare de modă. Ea s-a ocupat de întreaga ținută, a fie coreac, pentru că cea mai mare problemă era că tre trebuia să ne ascundem formele rubești și trebuia să facă tot fel de trucuri. Asta este un talent. Tocmai de asta punem întrebări de ce în lumea modei actuale nu este deloc pe gustul meu fotomodelul sau, mă rog, modelul mai precis, că fotomodelul e ceva. Trebuie să fie atât de sclept. Este o părere personală. Am avut o experiență și ilarică și, și tristă în același timp, unde o fată de vreo 17 ani, păstorită de un domn cu burtă generoasă, trebuia să defileze într-o televiziune și era un cârt de fete și ea săraca în ținută vestimentară sumară, adică niște chiloței cu ață în fund, nici nu avea unde să este ața, dacă mă înțelegeți. Deci a fost și de râs și de plâns, de aveți să putea ține pe picioare. Nu știu ce sens are această estetică, vreau că se consumă puțin material, nu știu, în fine, deși <laughs> și chinuie și fetele și nici nu cred că e foarte sănătos. Pe de altă parte, nici gras nu e bine să fii. Știu, dar na. Să revenim aici, Mihai Alexandru când și el de zor. Îl cam opresc pe fratele meu și Maria Mihelescu, actualul coleg. Aseară, chiar la ziua rădenilor, am cântat cu Vlad Icneje, o Boar, Maria Mihelescu și eu, practic Pacifica, uh -huh. fără Cristi. Pentru rapid, că Cristi da. este în Germania, în acest moment, fratele meu. Dar mi-aduc aminte cu mare plăcere de momentele. Vreau să spun că am avut niște emoții formidabile dintr-un singur motiv. Mi-am făcut un narav pe care l-au mulți artiști în toată lumea. Am studiat atent lucrul ăsta, deși mi s-a reproșat. Phil Collins, de exemplu, uneori am surprins imagini cu camera din scenă, sub monitor, având textele. Eu am o problemă, trebuie să știu că există textul undeva, că având un repertoriu vast, în special la partiuri sau așa ceva, nu eram foarte convins că rețin piesele mele. Deci nu era vorba, că în engleză nimeni nu știa că o folosești de baltă sau nu. Bar, chiar am pățit odată, așa ca anedotă, Când am undeva, Teo avea obicei, ăsta, râdeam de neprevădeam. Teo Boar, și cântam într-o engleză, American, such a language, nu știu ce, încât și americanii și ziceau, bă, ce dialect ce tare să ăștia, ce bine știu americană pe care noi nu o cunoaștem, că nu înțelegem nimic. Și atunci în română, în schimb, unde publicul știa cuvânt cu cuvânt, mă făceam de milul lumii, dacă nu chiar eu. Acum mi-am schimbat tactica, las publicul să cânte. Și atunci am văzut și la Bonjovi Jovi lucrul ăsta. Așa. Da, ei, e, și o glumă și un adevăr. Cu Pacifica ai cântat 9 ani? 10. 10. Da, și bine, uh, acum având în vedere și vârsta pe care o avem asenectuții muzicale, am luat anul ăsta, alături de Adrian Ordan și de bine de trupă de acum un premiu la Armenian Music Awards de uh, nu de long life, de bătrânețe. Pentru <laughs> da, toată activitatea, da, pentru da, întreaga da, da. activitate. Da, stai că nu mai știu cum e zicea. Uh, mă rog, ceva cu life uh, Music Awards. Și uh -huh. pentru întreaga activitate. Dar uh -huh. Este o cunoaștere uh -huh. foarte impresionantă a unei cariere, și mai ales că festivalul a avut invitați tineri. ne am avut cu după ani și ani o prezentare alături de Moga, Shift și Vizi. Dar pe aceeași scenă noi am deschis piesa și atunci toată lumea, foarte impresionant, a reacționat cunoscând piesa, nu neapărat da. din generația tânără, ci toți cei care erau în piață, fie în Brașov, fie în Sibiu, la. Media Music Awards ne știau piesele. Asta e un lucru genial. Peste toate care au trecut, este cel lucru care rămâne. Adică bucuria de a vedea după 25 de ani sau 30 de ani aproape publicul știindu-ți piesele, crezând probabil că cine știe ce milionar ești sau cine viață fericită ai, este o viață fericită, dar cea mai fericită este pe scenă. Un mare actor, nu vreau să-i dau numele ca să nu probleme, casnice, zicea cobor de pe scenă, jucând Richard al nu știu câtelea sau Hamlet sau nu știu ce, și mă duc acasă și mă întâmpină soția cu pungă hai, tăi drumul și du noi, Deci în momentul ăla saltul de ipostatic pe care îl are un suflet omenesc este atât de prăpăstios <laughs> e, e cumplit. De asta zic că meseria, chiar dacă o persoană sau 45.000 de sau 100.000 în față Transmisia aia este una, și în momentul în care ai ieșit de pe scenă, nu neapărat ești alt om, dar statutul uh, se schimbă. Nu zic că coboară sau nu coboară. La un moment dat este și obositor, pentru că fie că e vorba de o boală, fie că e vorba de o stare mai proastă sau de un conflict uh, cu cineva, fie casnic, fie necasnic, fie nu știu ce. Ținta este, la mijloc este artistul, iar adevărat că presa îl ridică și presa îl și coboară, dacă nu se coboară singur. <laughs> Însă e o viață frumoasă una peste alta. Eu n-am recomandat-o copilor mei, ei au fost cei care au deci decis. și sunt foarte talentați. Deci, da, dar ei lucrează într-un domeniu în care activitatea este singulară mai mult. Adică și orchestrator sau cum să spun, mixerist de genul ăsta, pentru că cel mare, cam asta e drumul pe care s-a și specializat un pic. El fiind și regizor despre Eddie. Da, de... da, este regizor de cinematografie și televiziune, dar uh, pasiunea a rămas tot asta de când cânta la Amicii, Eddie, uh -huh. și are și un studio, acum, evident că celor bătrâni sau și mai bătrân sau ne... nu tineri ca mine vorbesc, acum au mereu comentarii că ce că puștimea, de bine de rău sunt unele pentru că au urechea foarte proaspătă. Sunt unele situații în care piesele lor chiar sună, că ne place nouă sau nu. Eu de nevoie de, de nevoie le ascult și sunt piese care sună chiar bine. Putem să ne potrivim cât vrem. Fiecare are stilul personal și urechea personală și orgolul personal în muzică. Acum reprezentativ, și pentru un cântec este evident, compozitorul, creatorul acestui gen, acestui piese, mesajul pe care vrea să-l dea, dar zic eu că mare rol, ca să fiu foarte modest, îl are și actorul care pune piesa în scenă. Adică nu-i totuna cine joacă, cine cântă piesa aia. Așa este. Și atunci există în spatele acestor lucruri și oamenii de culise care nu se văd. În cazul nostru, ordeanul se ocupă și de mixaje și așa mai departe, dar în muzica actuală există cu mini-corporații care fac lucrul acesta. Deci capătă, exact ca pe vremea lui când noi fugeam de ele, fiecare cu fișa postului. Deci ăla se ocupă de aia, ăla duce apa, sucul, ăla țigări, ăla face curată, ăla face muzica, ăla face nu știu care, ăla cântă, ăla nu cântă, ăla dă din nu știu ce. Acum, Ana, am încercat să-mi și eu un look de asta modern, cu barbă și cu părul scurt <laughs> și am avut succes. Deci la tineret a prins foarte bine. Prins. A tot, tot din perioada da Pacifica, de la același spectacol, două fotografii, ah. la sala de, de, de cultură a, la Casa de Cultură a Studenților Grigore Preoteasa, în 2009. Aici nu mă pregăteam de infarță, știi? de așa era postat. Trăiai, trăiai trăiam, muzica. Da, trăiam cam, trăiai muzica. Da, aici e o asemănare cu un personaj cu care n-am chimie eu. Fine. Așa. Trăiam, dar aici cred că am fost cel mai gras din toată cariera mea. Și imediat după asta a urmat prima fază a bolii pe care am avut-o, ca să zic așa. Aici aveam vreo 115 kg. <laughs> Asta a fost să fie. Îmi amintesc că iarăși de o fază, nu de la noi, de la Pacifica, uh, Teo și cu Mircea Baniciu, mi se pare că au apelat niște prafuri, niște pastile să slăbească și au slăbit vreo 18 kg. Alea nu au niște efecte nocive sau ceva, de referește. În mod normal, trebuie să îți facă o disciplină de viață, o disciplină de alimentație. Au slăbit 18 kg, sau au îngrășat 22. Aceeași cifră amândoi. Foarte interesant. Eu nu, eu natural eram așa de umflat. Așa cum spuneai, a fost o perioadă urâtă. Da. Și uh, ai trecut printr-o cumpără, dar ai trecut uh, uh, cu succes și ai învins uh, necazul pe uh, care l-ai avut Marina, atunci, în perioada aceea. fac o paranteză la lucrul ăsta. Revenind la psihoterapeuta la Adina Morală, ea mi-a dat o carte, de da. multe ori îmi recomandă cărți, rapid, așa mici. Da. Și e vorba de hammer, de hammer, uh -huh, îl cheamă pe uh -huh. neamț. Medicina cu fundul în sus. El susține că toate aceste etape, boli, orice, sunt un necesar prin care trebuie să treci. Latura bisericească, pe care am auzit-o chiar din gura colegului meu, Marea Mihelescu, este uh, un exercițiu de mântuire. Am a fiecare om, de există persoane care, de-aia se zice de multe ori, nu că ferice de cel zărac cu duhul, omul care vegetează, deci care se duce și pe o, șură, și pe o viață, la servici, vine înapoi, nu are probleme majore, are o viață, e trist, deci niciodată nu vezi o veselie sinceră. Și probabil că în cerurile acolo există acea liniște pe care o căutăm cu toții și... Uh, fiecare viață, pentru că fiecare își trăiește viața lui, nimeni nu trăiește viața altcuiva, are acest mers pe care îl are ea. Deci nimeni nu poate să se opună. Chiar vorbim și de boli. Creierul o fabrică, creierul o vindecă. În măsura în care și te ajută și cei din jur să te vindeci bine sau să nu te vindeci și înțeleg că toate traumele psihice, toate emoțiile, șocurile emoționale, scandaluri, certuri, contraziceri permanente, alimentează un orgoliu și distrug o persoană. Pot distruge o persoană. În extenso și există carmele alea, există stringuri pe care poți să le tai, deci trebuie, trebuie să vă învăț ca să știți. Da. Da, asta ar trebui să fie tema unui alt interviu. Da. Avem o fotografie Ei, de la aici. lansarea albumului după ani și ani. Da, aici este o În 2011. Destul de neplăcută pentru starea mea de sănătate, adică în sensul că e un rău citostatic în care mă aflam, dar ca aspect fizic a fost uh, foarte bun. Am filmat în perioada aia, cei care sunt curioși pot găsi da. pe YouTube, și cu o doamnă, bubănațeanca, frumoasă, care sunt foarte apreciată de fapt în toată țara, numai cu Adriana Antoni și am fost uh, profi. Eram chiar după o perioadă lungă de citostatice. Mulțumesc lui Dumnezeu că am realizat târziu că vehiculul ăsta prin care ne cărăm sufletul într-o singură direcție, că mergem spre încolo, eu îmi bătusem foarte mult joc de acest trup, fie fără ca el să-mi facă nimic. Mie și poate foarte să facem lucrul ăsta cu țigări, cu băuturi, cu, nu știu ce, chefuri, locuri de dormite, care sunt foarte plăcute la un moment dat. Dar există un trup de care nu ți-i cont trupul ăla, el nu dă semne, noi nu le știm citi. Și atunci, atunci când e aproape prea târziu, semnele sunt finale și intervine Dumnezeu care zice stai că mai e treabă și practic toată perioada, anii ăștia de aici încoace, pentru că poți să ai făcută chiar după operația de plămân, la fiecare intervenție pe care trebuia să o facă a fost prezent acolo ba chiar preoții cu har, am și prieteni printre ei care sunt oameni foarte normal, zic să fii liniștit, zice că acolo e Sfântul Duh la fiecare prezent. Și na, am întâlnit medici minunați aici în România. Nu m-am dus nici în Honolulu, nici în Las Vegas nici în Las Palmas. Deci asta este un lucru mare, chiar o să vă invit. Poate chiar poate fi o temă de, poate ar putea fi o temă de, eu știu, o emisiune foarte interesantă un studiu, în sensul în care medici care sunt profesori, universitari la noi sunt nu pleacă nicăieri, că e normal. Și își fac meseria cu mare drag și dăruire, dar sunt deja medici care pot avea bani foarte mulți în străinătate, lucrează la clinici private în România pe salarii mari, dar fac treaba acasă, nu privindesc cu treaba. Cum e și Sergio Stoica, da. care m-a operat la... Nici nu credeam că există Am asemenea așa, minuni. Da. Și el face și gesturi de caritate foarte mari cu copii. în tot cazul, iată, și noi suntem expuși acestor chestii. Foarte mișto a fost că um, albumul ăsta, nici nu știu dacă se găsește, oricum încerc să fac și eu rost, că l dat cadou. Și m-a încântat foarte tare că a cuprins un fel de alt bilanț al activității mele, al mele carieristice. Că glumă, că ne glumă, am trecut prin destule trupe Care mi-au lăsat și amintiri Și la cargo am stat puțin Am stat uh, o vară, practic, da. un an întreg Din care o vară de succes, de mare succes Anul consacrării trupei M-am întâlnit și cu Kempes uh, La balul Rădădinilor, mm -hmm. a venit și el Și ne-am bucurat de el Pentru că el a succedat da, Tronului de vocalist urmat... Da, și atunci uh, Perioada pacifică practic, era o, o combinație între hiturile scrise de Adi Ordean și uh, muzică de foarte mare calitate pentru corporate, pentru evenimente speciale. Uh -huh. Așa de mult vorbesc că cred că. Eu continui să-ți arăt fotografii, tot cu Pacifica, pentru că ai cântat mult cu Pacifica. Am cântat, da. Uh... Până acum cel mai mult din carieră. Sunteți la festivalul organizat de Asociația lui Ivan, la România, da. la festivalul România, la Tulcea, în, da, la Tulcea în 2013. Da, hai să-l văd și eu. Da, deja era cu camaș. Uite obiectul de la gât, povesteam mai devreme. Este un colț, ăsta este de gepard din Africa. Am unul original de leu, deci le verific să nu cumva să fie bucăți de os, de vită și pilite cu cu polizorul. Aici am participat cu mare drag la festivalul ăsta. Erau acostate la Dan niște vaporașe de astea de cărat pasageri, uh -huh. unde era catering și așa mai departe. Iar impresionant a fost că la Ivan au venit foarte mulți campioni mondial și cu, practic adversari de, de competiție de lui Ivan, din Ungaria, foarte bun prieten de-al lui din Ungaria și cât pot și eu articula ungurește, m-am distrat, m-am pe mine eu, ne-am distrat acolo cu, cu, nici nu știu cum îl cheamă, nu mă țin minte. În tot caz a fost o atmosferă teribilă. Aici, nu știu de ce suntem așa de triști, probabil cântam un cântec trist. După cum arată Vladi, cerea o bere ceva, nu știu ce, facea. Na. Nu, operă sigur nu cântam. Nu, nu, cu siguranță. a fost o perioadă foarte... O fi fost oamnă în sufletul tău, că mai, e mai, aia e mai da, melancolic putea, așa mai. Uh, Scrisă de Ion Ghiripascu, care și el a fost <laughs> <laughs> Deci toată lumea a fost la bara râdenilor. Uh, trebuie să menționez că am avut o, o atmosferă uh, extraordinar de plăcută și de veselă la Pacifica. Și greu de uitat așa o chestie. Dar nu se știe niciodată. Gând și cum și ce. Însă bucuria revederii e foarte mare, am avut o plăcere teribilă să fim la Târgu Mureș. alături de ei, de Vladi, de Teo și de colegilor actuali, baniciu, pasărea roc și formula uh, pact Valea Iorga și Adi de din care din fiecare formați lipsea câte un timp. <laughs> Da, pentru că voi da, sunteți da, foarte mulți, arăt de neaptum în trupă. Da, nu, nu la alt, tip, la alt tip ne referam. Ah. Deci informația pasă Pasăra rog lipsea un om și de pact lipsea alt om. De, ca să nu, da, e chiar glumeață chestia. E, revenind și mai aproape, o fotografie de la Sulina. Da. Deja sunteți în formula. Aici sunteți în formula da. actuală, tu ești in, cu actuala trupă, da, da, da. FACT by Leo Iorga. And Adi Orda. El a, această formulă a pornit de la un proiect. Ce va veni să vă adunați după 20 de ani ca muschetarii? Păi, propunerea a venit cum, în 8 decembrie, da. facem 2 ani. 2 ani, da. Și propunerea a venit de la Cristi și de la Lache. Uh -huh. Să existe această trupă. Noi am tot cochetat să-l invităm pe Adi ori în formație să-și cânte, el avea treabă foarte mult în studio, sau măcar să ne compună niște piese. Și atunci, văzând chestia asta, e foarte dificil să apar pe piață cu un brand nou, stârnește, acum fără niciun fel de falsă modestie, sau tulburapele în industria de gen, mai ales în trupe de rock și așa mai departe. Am avut neplăceri și stres foarte mare apărând pe piață noi. Evident că am reprezentat o concurență fără niciun fel de probleme pentru alții. Rămâne de demonstrat cine rămâne și cine nu. De fapt, loc sub soare este pentru toată lumea. Ar fi foarte bine ca lucrurile să se... Cei care au în ei așa o pornire mai răutăcioasă sau știu eu, înverșunări, Că vezi, Doamne, din cauza mea, sau nu știu care, nu pot ei cânta și vrăjele de astea, ori se datorează unui impresar foarte prost, ori unei prostii pur și simplu umane, și cred că toate întâlnirile astea trebuie să înceteze, indiferent de trupă, pentru că nu duc decât la o pierdere uh, în detrimentul publicului. În fine, noi e important că ne facem treaba, deja suntem pe cale de a scoate al doilea album, muzica este deja imprimată. Și să dea Dumnezeu să fie cât mai lung, cât mai lung proiectul El nu s-a vrut, inițial nu s-a vrut o trupă în sine Inițial a fost un proiect de reunire Deci uh -huh. pact, o înțelegere, bine cu anumite conotații Dar tot materialul, am vrut și să lămurim lucrul ăsta Trenul pierdut, să te gândești la mine, toamnă, sufletul meu După ani și ani, cum știe publicul Cine Deși doare? au încercat unii să dea uh, impresia că este, nu știu ce Este un material cântat de noi pe când eram la compact dar pe care îl cântăm noi, pact, nu îl cântă altcineva. Da. Și fiecare cu hiturile lui, care sunt compuse de Adi piese compuse, de Adi și de și lansate tine. și cântate de mine. Foarte frumoase sunt și cântecele noi. De asta am insistat în mod deosebit la paginile, pe paginile noastre să nu fie artificială creșterea, în special pe YouTube. Deci acolo creșterea viurilor este naturală. Ori peste 20.000 de viuri la o piesă nouă, în mod natural, fără sponsorizări și alte manevre de induse în în publicul, lumea deja vede că, vede că e sponsorizat, nu dă doi bani pe chestia asta. Deci poți să-ți cumperi sute de mii de viuri, că vede că e fals, știți? Dar ideea este că piesele cele noi plac și culmea, plac alea melancolice. Străzile pustii, alea nu știu ce, toamnă în sufletul meu. Probabil că fiecare are moment de melancolie. În Le place, ne place să plângem. Asta este. <laughs> Să plângem, așa, de frumoase amintiri, nu altfel. Pentru că vorbeai despre al doilea album, aici avem o fotografie de la lansarea primului album, numărul 1. Da. Se și vede. Dar de ce, când am cu scaune aici? Era deja. Era, pu... era... Da, era deja, se punea problema, da. Da. Așa. Nu de alta, dar se vede numai act. Deci nu? Da. <laughs> și foarte puțin din Bibanu Aici era Cristin, că cred că, nu? Nu, nu Eu nu văd Plecase, plecase Plecase Cristi Da, e Bibanu acolo Da, e Bibanu Mă mir că nu se vede <laughs> Bibanu În <laughs> fine, este o, o formulă Ne luptăm cu tot felul de dificultăți De toate felurile Și răzbim până la urmă Atmosfera... Scenă și în timp lucrurile este cea mai uh, frumoasă. Bine, și aici se glumește. Fiecare vine cu povești din... Aici e un fel de pestriță uh, vârsta, cum să spun, leatul muzicienilor, pentru că Alex Ardelan are 12 ani, Ordean are 36, eu <laughs> am <laughs> 28. Da, așa este. Dar oricum sunteți de... Da. Ar, arătați foarte bine împreună. Noi am făcut din câteva dintre aceste fotografii și un colaj, încercând să prindem ceva. În, chiar lângă mâna ta este o fotografie de la filmarea clipului da, 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 Zilele da. cu Schimbul 3. Da, da, da. Paul Pamp Pampon Naxu era la da, pe Da, da, da. Da, foarte frumoasă piesă și este foarte posibil să o abordăm. Dar avem atâta repertoriu încât nici măcar noi ne avem în ghilimele supărări că nu, nu hotărâm. Trebuie să cânt și hiturile cunoscute, dar sunt de atâtea piese frumoase încât ne a trebuit vreo trei ore ca să le cântăm pe toate cele care le avem în repertoriu acum, în românești. Și dacă le mai punești și pe ale străine... <laughs> <laughs> nu, noi cântăm acum în această formulă exclusiv piese scrise de Adrian Ordean și normal lansate cu vocea mea, nu? Da. Am mai avut uh, acum propuneri de colaborări și cu uh, foști textieri, și cu Minciarusu, și cu Ghiuri Pascu, și da. să vedem cum se vor fructifica. Pentru că suntem uh, foarte aproape de ziua ta. Da. Uh, îți facem cadou aceste de fotografii. Mulțumesc frumos Și îți spun de acum, la mulți ani. Să-ți dea Dumnezeu Mulțumesc. multă sănătate da. și să mai cânți multă vreme. Să dea Dumnezeu. Acum a... Pentru că faci foarte bine oamenilor. Da, da. Ești, un, ești un artist foarte iubit. Da, am văzut lucrul ăsta pe alături de Leo Iorga și chiar m-a impresionat atunci când a, am avut nevoie. Asta este o pagină de Facebook. Pagină de Facebook, da. A, a, și... Făcută pentru tine, de prieteni și de și colegi. colegi. Da, și de PR și de nu știu ce. A, și a fost foarte impresionantă mobilizarea, pentru că normal că unii au zis că ce, bă, că nu știu ce, că vinde mașina, vinde casa, vinde nu nu ai timp în patru zile, nicio bicicletă să vinzi. Dar credeți-mă că în momentul în care am aflat că se poate rezolva problema asta și că costă nu știu cât prima etapă, nu știu câte mii, a doua etapă, nu știu câte mii, pentru că am urmat un tratament radioterapeut, nu mai contează. Am cunoscut oameni foarte tari. Am cunoscut pe profesorul Chiricuță De la Ametist uh, Sergiu Stoica, deci Monza Putem să spunem pentru că românii se duc Să-și vindece bolile acolo Deci omul ăsta salvează vieți Dacă eram operat După vechea metodă Chiar profesori universitari au zis Leo, nu putem să ne băgăm Au fost atât de drăguți și de cinstiți Și le mulțumesc Și atunci tot așa Dumnezeu m-a dus de mână Din pe cale să ajung La uh, unde trebuie și este o tehnologie ultra, ultra modernă. M-a indignat un pic când a apărut pe Facebook o știre, cum că ar fi în premieră neuronavigația, deci e ca și un fel de GPS. Hmm? Se duce ca să nu le toți uh, tot sesutul sănătos, că ar fi în Ungaria, la Debrețin. Nu. Eu am fost cu mult timp înainte, uh, Sergiu Stoica opera deja, e o metodă americană, e adevărat, și e adevărat că pentru cei din vestul țării mai e mai la îndemână de prețință decât să vin acum să ne dacă îți gata autostrăzile până în 2, 3, 3, 4, 5, 10 ani, <laughs> să vină și la București. Important este un lucru, că există acest, această soluție medicală, pentru că la urma urmei datorez foarte multe publicului, medicilor care sunt aici în țară. Și așa, pentru asta și când, de altfel cred că a sucumba. În tot cazul, se poate trăi și sunt, Există un filmuleț, apropo, acum nu neapărat pentru o supra-laudă, dar un filmuleț făcut doctorului Stoica, n-am pomenit încă o idee mai frumoasă, făcut cu filmulețe prezentate de pacienții care au câte o meserie, este un producător de film, Cameraman, jurnalist, copii care, care cântă la pian, mână. care a trecut pe mână, un violonist foarte bun de la Constanța, eu, de ce nu? Și chiar într-un concert e făcută uh -huh. foarte impresionant. Și mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat, inclusiv lui Gigi Gheorghe, Gheorghe Becali, dar un om cu un suflet foarte mare, care probabil trece și el, în felul lui, tot printr-un exercițiu de mântuire. Așa cum, la rândul nostru, fiecare trebuie să fie conștienți că la un moment dat nu e vorba de ce am făcut, că stai că am făcut aia, stai. Deci asta este o autocondamnare, este o chestie tâmpită. Chiar mi-a zis unul care studiat în China că uite, am făcut aia, am buvin, am făcut aia, am gagici când eram tânăr, că nu știu ce. Mă, ți-a plăcut când ai făcut? Da. Dă-le încolo, gata. Numai că de aia, că stai, că nu știu cine, că asta e prostii. Într-adevăr pot exista karme din trecut îndepărtat, care se pot, în anumit fel, și cu concentrări, și cu nu știu ce, stinge, dar facem o altă emisiune pentru. Mulțumesc deocamdată pentru astea care nu sunt uh, karmice, ci sunt niște amintiri foarte plăcute. Uh, Călmețele acelea care se întorc ca un bumerang împotriva ta, astea nu. sunt chiar o amintire și încununează, uh, de fapt, o carieră uh, în care am fost. Uh, Călăuzit de, de forța de acolo. De peste 30 Plus, de ani, să spunem și asta. Da, da. Păi cam asta ar fi, asta ar fi subiectul. <laughs> și cel mai important lucru, adică nici nu credeam vreodată să. Am urmat niște indicații pe care le-am simțit eu de acolo de sus și am fost dus de mână, practic. nu Am exersat enorm, fără să-mi dau cu pistolul peste ceafă. Și repetam de ambiție la tobel, de ambiție la voce, de ambiție la pian, nici nu știam că trebuie să-l acordez când era mic. Și eu îți mulțumesc mult că ți-ai găsit timp să, în tot programul tău aglomerat, să ajungi la noi și să cu putem mult drag. să ne uităm împreună prin albumul tău cu amintiri. Cu mult drag!